Din păcate, multă lume se confundă cu pete pigmentare. Una este dacă o asemenea pată ne apare pe mână și alta este dacă ne apare pe față. Vrem să vedem ce se poate face în cazul acestor pete și de ce apar ele. Așa că stăm de vorbă cu doamna dr. Adelina Vasilescu-Dianu de la SkinMed Spa. Înainte de toate, de ce apar aceste pete? Petele pigmentare au multiple cauze de apariție, de aceea este foarte important ca pacienții care se confruntă cu problema asta să vină la un consult, să identificăm întâi cauza lor. Acestea pot apărea din cauza unor dezechilibre hormonale, din cauza expunerii prelungite la soare sau chiar pot rămâne în urma unor probleme inflamatorii, cum ar fi acneea. Așadar, pacientul vine la o consultație la medicul dermatolog. Totuși, înțeleg că dumneavoastră puteți să-l trimiteți să-și facă diferite alte analize în alte specialități medicale. Exact. Poate fi nevoie chiar și de un set de analize la medicul endocrinolog sau la ginecologie. Analizăm și istoricul și apoi, după ce identificăm o cauză, decidem exact ce pași sunt de urmat pentru a le trata. Așadar, unele le puteți trata dumneavoastră, imediat după ce a venit pacientul la consultație. Pentru altele, lucrurile sunt ceva mai complicate și mai aveți nevoie de un set de analize. Dar soluțiile, în ce ar consta? Putem trata pete pigmentare de tipul lentiginelor solare, adică acelea mici, care sunt anumite pete de bătrânețe sau pete datorate problemelor de ficat. Este oarecum în legătură doar datorită faptului că apar la persoane în vârstă cel mai adesea, cu un laser CO2, deci le putem curăța imediat în cabinet. Iar cele mai încăpățânate, care apar în urma acneei sau care apar în urma unei sarcini, da? Melasma, pata aceea de melanină care apare în sarcină, sunt un pic mai încăpățânate, mai greu de tratat și avem nevoie de tratamente mai complexe, cum ar fi dermapen sau un peeling chimic, uneori le combinăm. Așadar, acele pete de la ficat, ele de fapt nu sunt de la ficat, atâta doar că apar la persoanele mai în vârstă. Exact, și se suprapun poate și cu probleme ale ficatului și de aici se face legătura asta. Apar la persoane în vârstă de la expunerea cronică la soare, se numesc lentigo, lentigine solare. De la expunerea repetată în ani de zile, celulele noastre se degradează și încep să producă pigment. Unele seamănă cu niște alunițe, dar nu sunt chiar alunițe. Încă ceva, pentru că vorbeați de expunerea la soare. Dacă stai mult la soare, poți să faci mai mulți pistrui decât ai? Da, așa este. Expunerea la soare determină și înmulțirea lor și pigmentarea, adică o să devină mult mai maroni, mult mai închiși la culoare. Dar pistrui, faci mai mulți dacă totuși ai deja pistrui, adică e o predispoziție. Da, da, avem o predispoziție ca celulele pielii noastre din acea zonă, de obicei față, brațe, zonele expuse la soare, să producă mai mult pigment și ăsta este stimulul lor. Au o bază genetică, iar stimulul este radiația ultravioletă. Și în cazul pistruilor, care ar fi recomandarea dumneavoastră? Nu trebuie să ne chinuim foarte mult să-i decolorăm, pentru că ei de obicei se degradează pe timpul iernii, se decolorează natural, chiar dacă noi intervenim sau nu, dar vara, din păcate, vor reapărea. Fiind acest substrat genetic, nu-i putem decolora, îndepărta niciodată 100%. Și ca să revenim la subiectul nostru, petele pigmentare, spuneați că cele care apar odată cu vârsta din cauza expunerii prelungite la soare se pot rezolva foarte simplu, dar există și unele care ridică mai multe probleme. Și cum pot fi rezolvate acestea? De obicei sunt cele care au și fond hormonal sau o bază inflamatorie, cum am spus, acneea sau alte dermatite. Putem apela ori la un protocol de peeling-uri chimice, adică un cocktail de acizi pe care îl aplicăm pe față, va produce exfoliere și inhibarea acelui pigment, sau mai nou folosim un tratament ce implică dermapenul, deci procedura de microneedling. Dermapenul este un aparat cu un capă steril cu microace, care face sute de mici canale la nivelul epidermului. Iar prin aceste canale ne folosim de cocktailuri, de substanțe, acizi de pigmentanți sau chiar plasmă proprie, cea numită terapia vampir, care ne va ajuta să decolorăm aceste pete. Acest procedeu cu dermapenul, care spuneați că este un aparat cu mici ace, da, provoacă durere?
Nu, este foarte suportabil. Noi punem oricum crema anestezică 10-15 minute înainte. Sunt persoane care îl fac chiar și fără anestezie. Este un ușor disconfort pe timpul procedurii, pielea este puțin roșie în ziua respectivă, dar pacientul se poate întoarce foarte repede la activitățile obișnuite, se poate machia de a doua zi, nu este foarte agresiv. Și acele mici ace care provoacă atâtea înțepături, cum te fac după aceea să arăți mai bine? Procedeul a fost în primul rând folosit pentru stimularea colagenului, pentru diminuarea ridurilor, a cicatricilor. Acea traumă la nivelul pielii o va determina să producă colagen nou. Noi, în problema asta de pete pigmentare, ne folosim de faptul că prin acele înțepături putem introduce substanțe foarte adânc. Iar asta ne ajută mai mult decât în a folosi, nu știu, niște creme de pigmentante de suprafață. Este vorba de nivelul până la care se ajunge. Exact, până la care putem introduce acele substanțe. Așadar, este vorba de niște microtraume, să le spunem, care fac ca apoi pielea să arate mai bine, pentru că ea în procesul de vindecare produce va arăta și colagen, mai bine, da. Plus acele substanțe pe care exact. Le introduceți dumneavoastră. Asta este bonusul, ca să spun așa. Și vor acționa mult mai bine fiind introduse în profunzime pe aceste pete. Le vor decolora mult mai ușor. Și pe termen lung, s-ar putea să existe ceva efecte secundare sau, altfel spus, de câte ori poți să apelezi tu la această procedură fără să ai probleme pe termen lung? Procedura nu are efecte secundare. Se fac de obicei protocoale de minim 3-4 ședințe pe sezonul rece, toamnă-iarnă, așa este recomandat, ca să limităm expunerea la soare după. Iar apoi trebuie văzut cum vom păstra rezultatele. Aici este munca mai grea, ca să zic, din partea pacienților. De obicei, celulele care fac pigmentul au memorie și tind să formeze înapoi acele pete la orice mică expunere la soare pe timpul verii. Aici intervine partea mai grea, ei să aibă grijă cu reducerea expunerii la soare, cu folosirea cremei de protecție și cu alte substanțe de pigmentante pentru a păstra rezultatul. Dar procedura de dermapen o putem face la nesfârșit, nu are efecte adverse. Și spuneați că utilizați anumite substanțe, de exemplu? Putem folosi peeling-uri chimice, putem folosi acid tranexamic, seruri de pigmentante cu vitamina C și ne putem folosi și de plasma proprie. Deci acea numită terapie vampir. Da. Dacă vreți să dezvoltăm puțin acest subiect de care cred că multă lume a auzit și e interesată să afle mai multe despre această procedură. Da, procedura cu plasmă proprie, numită popular terapia vampir, este acum foarte la modă, ca să zic așa, are foarte multe aplicații. Se recoltează o eprubetă de sânge exact ca la analizele uzuale, o centrifugăm într-un aparat special, iar plasma va rămâne deasupra eprubetei, se separă celulele sângelui de plasmă. În plasmă avem foarte mulți factori de creștere. Acest factor de creștere proprie ai organismului stimulează toate procesele de regenerare și ne ajută și în regenerarea unor cicatrici, și în procesul de anti-aging, de rejuvenare, și în decolorarea acestor pete. Se poate injecta inclusiv la nivelul scalpului pentru a determina creșterea părului acolo unde există probleme. Așadar, pacientul vine înainte cu jumătate de oră, să spunem, îi se recoltează o cantitate o mică de sânge, sânge și apoi se prelucrează și se face acest tratament. Exact. Introducem plasma la nivelul pielii cu acest aparat. De câte ori poate să apeleze la această procedură până când se vadă rezultate și de câte ori este voie? Apar rezultate și după prima ședință, dar în general rezultatele sunt cumulative. Undeva minim de 3 ori trebuie să facem acest tratament, iar apoi le recomandăm acasă o rutină de întreținere. Vom reveni cu acest tip de protocol poate anul viitor, toamna-iarna viitoare, cam așa le recomandăm. Și în acest caz se face de toamna până primăvara. Exact. De ce? Ca să limităm expunerea la soare după procedură, tenul este puțin sensibilizat, pacientul acasă va folosi o cremă reparatoare, foarte hidratantă, foarte grasă și un produs cu protecție solară, cu SPF 50.
chiar și pe timpul iernii, când este înnorat afară, plouă, ninge, indiferent. Razele ultraviolete trec prin nori, trec prin geamuri și o piele sensibilizată, inflamată, roșie, indiferent de la ce, de la o afecțiune, de la un tratament, trebuie protejată de soare pentru că e mult mai sensibilă. Se poate păta, deci poate dezvolta alte pete dacă ne expunem la soare după tratament. Așadar, toate tratamentele cu Dermapen se fac de toamna până primăvara. Când sunt pacienți noi, da, ne rezumăm la acest interval. Dacă avem pacienți în care avem mare încredere că folosesc SPF, aici este discuția cât de multă grijă poate avea pacientul acasă. Putem face și vara această procedură dacă știm că se ferește și este foarte conștiincios. Cât timp trebuie să se ferească? Aproximativ o săptămână, da, până se vindecă pielea complet. Dar în mod normal, să spunem că e de toamna până primăvara, poate să iasă a doua zi? Da, 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 bineînțeles, pielea arată bine. Este doar puțin mai sensibilizată. Exact în ziua procedurii vom fi puțin roșii, cu piele mai iritată, mai uscată, iar apoi de a doua zi arată aproape normal. Și se pot machia. Dacă au vreun eveniment, vreo ieșire, vreo întâlnire, pot pune machiaj exact de a doua zi. Și în acest fel scapă de pete. Exact. Ce alte beneficii au pacientele care recurg la aceste tratamente? Au și un efect foarte bun anti-aging toate aceste proceduri. Le folosim combinate și în protocoale la persoane care vor doar acest efect de întinerire, de întinderea ridurilor, de micșorarea porilor, de netezirea texturii pielii. Asta ne spun pacientele. E pielea mult mai întinsă, mai luminoasă. Toată lumea mă întreabă ce am făcut. Și petele mai dificile, spuneați că pot dispărea și ele cu ajutorul tratamentelor cu laser. Exact. În unele cazuri apelăm la procedurile de laser, mai ales în cazul unui ten fotoîmbătrânit, fotoexpus, deci cele date de expunerea la soare pe parcursul vieții. Stabilim în funcție de cum arată și de extinderea lor la nivelul feței, de câte ședințe e nevoie, ce intensități, și le putem trata prin intermediul laserului CO2 fracționat. Adică se pune laserul exact pe petele respective și se întâmplă acolo anumite procese. Laserul CO2 arde superficial pielea. Practic, el este atras de apa din celule. Iar acolo unde țintim pielea cu laserul, va avea loc o regenerare foarte puternică, o exfoliere, și prin aceste procese pigmentul va fi scos la suprafață și în final va dispărea. Pacienții care apelează la aceste protocoale cu laser, practic vor avea și un efect de rejuvenare globală. Tot de laser CO2 ne folosim și în cazul tratamentelor anti-aging. Cam după ce vârstă începe lumea să aibă des această problemă cu petele? Apar, din păcate, și în jurul vârstei de 30-35 de ani. Sunt multe paciente care frecventează solarul, ceea ce este destul de greșit, mai ales dacă ne interesează să ne păstrăm sănătatea și frumusețea pielii. Sau se expun foarte mult vara, la mare. Și în timpul sarcinii au ghinionul să apară acea mască gravidică, cloasma sau melasma, și după sarcină nu cedează. În unele cazuri se retrage de la sine când echilibrul hormonal s-a refăcut, iar în alte cazuri trebuie tratată. Și pot fi și persoane foarte tinere cu aceste probleme, din păcate. Așadar, există aparate moderne care ne pot ajuta să scăpăm de pete. Le putem folosi ca atare cu anumite seruri și cocktailuri de pigmentante, iar aceste cocktailuri pot fi și sub formă de peeling chimic pe care să-l realizăm separat. Adică nu avem nevoie de aceste aparate. Exact, exact. Stabilim, putem chiar combina ședințele sau stabilim protocoale separate. Peelingurile chimice presupun aplicarea unor cocktailuri de acizi la nivelul feței, după care pacientul se va exfolia 3 zile, 5 zile, iar asta va aduce un efect de rejuvenare globală. Putem folosi foarte multe variante de peeling chimic, mai ușor, mediu, în funcție de probleme, cu diferite concentrații și tipuri de acizi, cu acid glicolic, tranexamic, salicilic, în funcție de particularitățile fiecărui caz. Și aceste peelinguri chimice, înțeleg că se fac tot de toamna până primăvara. Așa este cel mai sigur. Așa este cel mai sigur, ca să limităm orice problemă ce poate apărea după. Și 3-4 zile
pacienta trebuie să stea acasă. Nu să stea, nu, poate merge la servici, se poate întâlni cu oricine, trebuie doar să aplice acea cremă de protecție solară. Nu va arăta urât niciun fel, pielea arată în mod normal, foarte puțin roșie, mici cojițe se pot exfolia, dar nu e nimic foarte deranjant. Toată lumea își continuă activitățile în general după... Deci aceleași precauții. Exact. Și înțeleg că sunt precauții minime și proceduri foarte ușor de suportat ca și recuperare, să zic așa. Așadar, nu prea doare. Iar îngrijirea după procedură, da, este destul de simplă. Așadar, cu atâtea aparate moderne și cu diferite substanțe, chiar cu propria plasmă, exact, pe care o recoltați de la fiecare pacientă, pentru că doamnele presupun că vin mult mai des, există soluții. Să arătăm mai tinere, mai frumoase și fără pete. Exact. Oricum, noi vă mulțumim pentru că urmăriți Dialoguri pentru Sănătate și nu uitați, este foarte important să vă simțiți bine în pielea dumneavoastră. Multă sănătate!